Salutare, dragi prieteni! În spatele meu este Tribunalul București. Am făcut un cadru așa mai larg ca să se vadă mai bine. Am avut termen la tribunal în procesul cu viesparul de la EVZ, cu evenimentul zilei, cu infractorul Dan Andronic, cel care a devenit patron la EVZ printr-o șpagă luată de Elena Udrea, cu Mirel Curea, care este angajat, înțeleg, cu carte de muncă la firmele infractorului Niro, da, se pretinde în instanță jurnalist, deși nu are nici studii de specialitate, cu Laurențiu Ionescu, salut, da, președintele Camerei de Comerț Româno-Ruse, da, care nici el nu are studii de jurnalism și care a fost adus de Andronic la intimidare, la provocare, după ce Curea a zis că eu trebuie să fiu provocat și, mă rog, și care s-a întors apoi la redacție după ce a avut o discuție cu mine în care eu i-am explicat, nu știam exact cine este, ce face. El a făcut și un gest agresiv încercând să mă provoace, am înțeles despre ce este vorba, dar după aia am insistat să fiu foarte ferm cu el. Și am fost cât de ferm am putut să fiu ca să nu fiu acuzat că sunt agresiv, că sunt violent. Și el s-a întors la redacție și a scris o ficțiune, deci a scris un roman SF. A zis, domne, m-am întâlnit cu Mălin Boci și l-am făcut să plângă cu forța argumentelor. Înregistrarea video este pe YouTube. Am dus la instanță la solicitarea avocatului evenimentului zilei. Am dus la instanță, dragi prieteni, filmarea originală. A vrut el să vadă filmarea originală. El mințind, a făcut avocatului Andronic în întâmpinarea pe care a depus-o, a făcut fake news, exact ce fac și ei la evenimentul zilei. Spre surprinderea mea, instanța a rămas în pronunțare foarte repede. N-am mai avut o astfel de situație decât la procesul cu Marius Dorin Lulea, în care instanța la primul termen mi-a zis să zic ce am de zis, a rămas în pronunțare și a dispus să-mi achite Lulea 5.000 de euro daune. Nu știu ce va dispune instanța, n-am idee, dar vreau să vă vorbesc despre acest proces. A trecut deja ceva timp de atunci, de la evenimente, multă lume a venit pe canalul meu de YouTube și este foarte important să fac publice aceste lucruri, să le știți. Este o luptă pe care o duc, care îmi consumă timp. Azi noapte n-am dormit aproape nimic după ce am mutat materialul cu Iordan. Mă rog, au apărut problemele cu YouTube, încă aștept răspunsuri de la ei. Am făcut un live ca să explic oamenilor, după aceea din nou a trebuit să caut probatoriu pentru proces. Deci este o muncă destul de stresantă și de obositoare, dar nu mă plâng. Asta este misiunea mea, n-am ce face, dar vreau să vă informez ca să știți, dragi prieteni, toți cei care susțineți activitatea mea, să știți ce se află în spate, în background. Și aceste procese sunt foarte importante. La fel cum sunt importante procesele în care eu sunt dat în judecată. De ce? Pentru că am ocazia să demonstrez în fața justiției calitatea mea de jurnalist și faptul că nu scriu minciuni, nu scriu fake news. Deci că am o bază factuală solidă. Chiar astăzi mi-a venit de la Curtea de Apel motivarea în procesul pe care l-am câștigat cu generalul Roman, criminal al Revoluției, deputat AUR, în care instanța a remarcat acest aspect, că există o bază factuală solidă. Da? Și în toate hotărârile judecătorești, inclusiv în procesul în care Andronic m-a dat pe mine în judecată ca să mă hărțuiască, instanța a constatat că există o bază factuală solidă. Deci problema mea este baza factuală și calitatea acestor oameni. Da? Eu nu am niciun fel de problemă și sunt multe canale, multe persoane care emit opinii la adresa mea, pornind de la o bază factuală, da? Eu fac ceva și ei analizează un adevăr, o stare de fapt reală. Da? Peste Mălin Boci s-a aruncat făină, deci e o chestie reală, nu e o chestie inventată. Nu e că s-a aruncat și Mălin Boci n-a fost acolo, știți? Și atunci, sigur, ei adresează cuvinte, da? N-am o problemă cu asta. Am o problemă când se inventează, se minte, da? George Simion a mințit, pur și simplu a mințit. Că eu m-am dus la el acasă, salutare, spor la treabă. Că eu m-am dus la el acasă, eu m-am dus la sediul partidului ca să-i caut în gunoaie. Și eu nu i-am căutat în niciun gunoaie, deci eu m-am inventat. Deci am o problemă când se inventează minciuni la adresa mea. Președintele Partidului AUR a mințit că eu sunt plătit de un anumit partid, că eu fac evaziune fiscală și alte nebunii. Da? Deci a inventat. L-am chemat, evident că n-a demonstrat. Instanța l-a pus să-mi achite daune. Cuculis a mințit că eu sunt plătit de USR și l-am chemat să demonstreze și n-a avut martor. Și a adus un martor mincinos și instanța a înțeles și a respins acțiunea. Deci vreau să fie foarte clar, dragi prieteni, eu sunt un susținător al libertății de exprimare și a limitelor extinse, da? Însă, așa cum am explicat și astăzi în instanță, trebuie să fie 3 factori cumulativi pentru ca un jurnalist să ceară beneficiile articolului 10 din CEDO, care protejează limitele de exprimare ale jurnaliștilor. Și aici discutăm calitatea de jurnaliști, da? Cei cu care eu mă judec, respectiv Dan Andronic, Mirel Curea și Laurențiu Ionescu, nu au studii de jurnalism, da? A doua condiție prin care cineva care nu are studii de jurnalism ar putea să se pretindă jurnalist în instanță și să ceară acoperirea articolului 10 este să desfășoare o activitate jurnalistică într-o redacție care să fie principala lui sursă de venit. Deci să fie angajat cu carte de muncă într-o redacție. Ei, la instanță, n-au adus nicio carte de muncă, da? Deci ei sunt colaboratori, da? Păi dacă tu ești bodyguard la Niro, da? Cu cartea de muncă, tu nu poți să zici în instanță, doamnă președinte, eu îmi desfășor. Păi nu-ți desfășor, că n-ai cartea de muncă la redacție. Veniturile tale nu sunt exclusiv, cum e la Mălin Boci, din activitate jurnalistică, nu? Că astea sunt cele două condiții, da? Eu nu sunt... Eu cunosc foarte bine realitățile presei post-decembriste și nu sunt radical, taliban pe tema asta. Nu spun că, domne, neapărat trebuie să aibă studii de jurnalism. Ar fi bine, eu zic că indicat. Și zic, odată ce cineva are facultate de jurnalist, se poate chema jurnalist toată viața lui și independent ce face, el este jurnalist. Ceea ce a constatat instanța și în motivarea pe care am primit-o recent cu infractorul Sandu Matei, unde instanța a spus expressis verbis că Sandu Matei minte când spune că instanța a zis că Mălin Boci nu e jurnalist și că nu are nicio bază factuală și că documentele depuse la dosar dovedesc că omul face activitate jurnalistică în mediul online și este jurnalist de profesie. Și chiar dacă nu lucrează în redacții și lucrează pe rețele sociale, este tot jurnalist într-o activitate jurnalistică, da? Deci, fie ai facultate de jurnalism și o faci independent sau cum o faci și veniturile tale provin din această activitate, fie dacă nu ești jurnalist de profesie, ai nimerit în profesia asta, te-ai specializat la locul de muncă, dar trebuie să ai locul de muncă, oameni buni, într-o redacție. Păi cum să fii tu bodyguard la Niro și să vii cu un contract de drepturi de autor? Drepturi de autor ce înseamnă legal? Ei, dar ei muncesc la negru acolo, asta e problema. Eu sunt curios ce zice instanța, da? Drepturi de autor înseamnă că el scrie un articol la 5 zile, părerea lui. Păi aia nu e jurnalism, oameni buni, trebuie zi de zi să prestezi, să-ți pui pâinea pe masă din exercitarea acestei profesii. Altfel tu nu te chemi jurnalist, da? Este diferența între un cântăreț profesionist, da? Care merge la nunți, botezuri, concerte și din asta trăiește, și unul care din când în când face karaoke, da? Ăla care face karaoke, chiar dacă are voce și cântă bine, dar el face altceva, da? El își pune pâinea pe masă, nu știu, ăla e la Camera de Comerț Româno-Rusă și din când în când face karaoke. Nu poate să vină în instanță să spună, doamnă președinte, eu sunt cântăreț. Nu ești cântăreț, că tu faci karaoke, da? Deci ăștia la evenimentul zilei fac karaoke și la propriu și la, figurat. Deci eu am contestat acest aspect. De ce? Pentru că evenimentul zilei, așa cum a dovedit și hotărârea Curții de Apel din dosarul Andronic Udrea, și am depus acea hotărâre la instanță din două motive, pentru că ea demonstrează că eu am avut dreptate acum 7 ani de zile când am plecat de la evenimentul zilei. Deci s-a dovedit în justiție că ce am zis eu despre Udrea și Andronic a fost adevărat, că tot ce am dezvăluit eu de atunci până acum este adevărat. Deci am demonstrat instanței că activitatea mea are bază factuală solidă cu privire la Andronic, Udrea și așa mai departe. Da? Am demonstrat chestia asta concret în instanță. Și am explicat că pe mine nu mă deranja dacă pe această bază factuală solidă părâții deviau și puteau să zică opinii, ce vor ei. Dacă când tu te-ai întâlnit cu mine, ai încercat să mă intimidezi și eu am fost ferm și te-am pus în banca ta și tu te duci la redacție și scrii că eu am plâns, păi aia ce bază factuală e? Când tu scrii că Mălin Boci omora animale când era copil, când tu scrii că Mălin Boci face evaziune fiscală și Mălin Boci are veniturile declarate, da? Păi astea sunt minciuni. Plus că ceea ce a făcut Curea, ideea de a ieși pe televiziune și de a spune Mălin Boci trebuie provocat ca să facă un gest și să fie bătut, aia nu mai are nicio legătură nici cu jurnalismul, nici cu nimic. Cu nimic. Este instigare la comiterea infracțiunii de vătămare corporală, oameni buni. Deci nu are nicio treabă. Și eu am încercat să demonstrez în instanță aceste aspecte. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că, bună ziua, s-a întâmplat că avocatul domnului Andronic a făcut fake news în instanță. Deci pare că la ăștia, la evenimentul zilei, e boală fake news-ul. E un grup de copilași aici care a ieșit de la Biblioteca Națională, sunt atât de drăguți. Ia uitați-vă. Sunt foarte simpatici. Microfonul e unidirecțional și cred că nu-i auziți. Deci, domnul avocat a făcut fake news, oameni buni. A mințit în instanță cu privire la următoarele aspecte. 1. Că conținutul meu de pe Patreon și YouTube este pay-per-view. Adică lumea nu poate să vadă decât dacă plătește. Ceea ce știți cu toții că este o minciună. Conținutul meu este la liber și oricine poate să vadă și cine apreciază, susține activitatea. A doua minciună pe care a spus-o avocatul în instanță, că oamenii ăștia numai cu fake news și cu minciuni se ocupă. Am explicat instanței de judecată și vreau să rețineți și dumneavoastră și toți cei care vă uitați la acest material că decizia mea de a deschide acest proces este pentru fake news, pentru informații false, da? Pentru faptul că ei au inventat lucruri inexistente, neavând o bază factuală, fiind de rea credință, întrucât eu am un conflict vechi cu ei, da? Și ei, în realitate, nefiind jurnaliști. Pentru că niciunul dintre ei nu practică constant jurnalismul, a angajat cu carte de muncă în acea redacție și niciunul dintre ei nu are diplomă de jurnalist. Ori eu nu înțeleg, Andronic se ocupă cu business-uri, cu Șpăci, cu Udrea, cu ce face el, pentru faptul că vine o oră la evenimentul zilei și spune prostia, asta nu-l califică să fie jurnalist, ar trebui să fie acolo în fiecare zi la 8 dimineața, pe baza unui contract de muncă, da? Ca să înțelegem despre ce vorbim, dragi prieteni. Ori ei acum vin și spun, domne, da, noi am inventat despre Mălin Boci, am mințit, să vedeți cum am mințit, deci conflictul cu Laurențiu Ionescu și imaginile video sunt pe YouTube, a fost la modul în care Laurențiu Ionescu m-a urmărit de la tribunal până în parcare, fără să-mi spună cine este, ce vrea, și mi-a fotografiat mașina de la distanță, nu pe mine. Și când eu m-am dus la el, a fost agresiv, a încercat să mă lovească. Și avocatul a mințit că noi am fi început dialogul la Curtea de Apel. Nu, e fix invers. Avocatul a susținut teza, ca să înțelegeți cât de pervers sunt oamenii ăștia. Domne, păi Laurențiu Ionescu n-a făcut nimic altceva decât ce a făcut Mălin Boci, care și el l-a acostat pe Andronic. Păi eu nu l-am urmărit pe Andronic pe ascuns, în primul rând, undeva. Eu m-am dus la termenul procesului lui Andronic, spunându-i că sunt Mălin Boci, jurnalist independent, că el știe, și punându-i niște întrebări despre acel proces. Da? Laurențiu Ionescu, dacă venea la mine când ieșeam de la Curtea de Apel și îmi spunea sunt Laurențiu Ionescu, jurnalist la evenimentul zilei și vreau să spun niște întrebări, îi răspundeam. Da? 2. Eu, când am avut discuții cu Andronic sau cu Udrea sau cu Dragnea, am filmat, am publicat filmarea pe YouTube și am descris ceea ce este în filmare. Da? Eu nu m-am dus să nu public filmarea și să zic, domne, l-am făcut pe Andronic să plângă la Curtea de Apel. Deci, vorbim de lucruri diferite, oameni buni. Eu sper că, nu știu, e foarte mult material și sunt foarte îngrijorat. Toți avocații îmi spun, eu depun tot ceea ce are legătură cu cauza mea. Dar toți avocații îmi spun că judecătorii n-au timp și că nu se uită. Eu am rugat-o foarte frumos pe doamna judecător să se uite la materialele video. Și va constata pur și simplu, privind materialele video, că între ce a scris ăla și ce s-a întâmplat, nu este nicio legătură, da? Deci, revin și insist pe acest aspect, dragi prieteni, este foarte important. Obiectul este faptul că ei au inventat ca să facă o campanie de character assassination împotriva mea, da? Dacă ei criticau activitatea mea, bazându-se pe niște adevăruri, pe o bază factuală, fapte, da? Și spuneau că ce voiau ei să spună. Ceea ce au și făcut, că pe lângă invenții au criticat și baza reală. În cuvinte foarte dure. Eu nu m-am legat de intensitatea cuvintelor, da? Pe mine mă deranjează că oamenii ăștia la evenimentul zilei, ce fac ei acolo? Ei nu sunt o redacție. Ei sunt un grup organizat în jurul unui infractor ca să mintă, să manipuleze pentru el. Asta fac ei acolo, da? Dovadă că nu sunt jurnaliști cu diplome, că dacă aveau facultate, nu accepta niciunul să facă așa ceva. Că în facultate te învață fix opusul. Și că nici nu sunt angajați acolo cu carte de muncă. Deci nu înțeleg cum pretind ei statutul de jurnalist, da? Deci rețineți, studii sau carte de muncă și veniturile tale să provină din acea activitate, da? Ori în cazurile acestea nu-i vorba de așa ceva. Sigur, provin niște venituri, dar ei nu-și câștigă existența, nu-și trăiesc viața, nu-și plătesc factura. Andronic nu-și plătește factura la viluța cochetă din Snagov, drăguță viluță, da? Nu și-o plătește din vreun salariu de la evenimentul zilei, înțelegeți? Că nu are, că n-au depus, da? Dacă aveau, depuneau. Deci despre asta este vorba, este vorba despre fake news. Și am solicitat instanței, am arătat unde s-au dus denigrările lor și am solicitat instanței să-i oblige să plătească publicitatea acolo, să publice hotărârea judecătorească. Mi se pare o cerere rezonabilă, da? Să publice pe paginile lor de Facebook și să le țină pin to top. Mi se pare o cerere rezonabilă. Și să-mi achite daune morale pe care eu nu le cer că vreau să mă îmbogățesc, că nu mă îmbogățesc cu ele. Din ele eu voi finanța o campanie de marketing online, publicitate plătită, pe TikTok, pe Facebook, să arăt, uitați-vă. Ăștia au mințit despre mine, au transmis aceste informații false și instanța i-a obligat la plată. Asta vreau să fac. Mi se pare foarte justă și foarte corectă acțiunea pe care eu o fac. Avocatul lui Dan Andronic, foarte pervers, a mințit, a inventat în instanță, pur și simplu. Care avea vreo legătură, activitatea mea la instanță, păi eu merg, m-am dus la Dan Andronic, el fiind infractor judecat într-un proces penal. Insistând să controleze o redacție obținută prin șpagă, luată de Elena Udrea, și să manipuleze împotriva interesului public, da? Că ei asta fac. Păi mi se pare că ăsta e subiect jurnalistic. De altfel și alte televiziuni au fost la termen și redacții, da? Eu de câte ori merg să discut cu cineva la tribunal sau oriunde, mă prezint și spun ce vreau să discut. Ăla nu s-a prezentat, m-a urmărit pe ascuns prin parcare și când l-am întrebat cine este, a avut o reacție violentă. Ideea de a instiga la televizor ca cineva să fie agresat, de asemenea nu poate avea nicio bază, nu poate să aibă nicio legătură cu jurnalismul, oameni buni. Nu știu ce va decide instanța, nu știu, eu am depus, zic eu, probatorul necesar, am depus probele video, am depus inclusiv înregistrările de pe ambasada Libanului de la Copac, pentru că lui Curea i-am cerut daune și pentru emisiuni de la Antena 3 în care am mințit, acolo la fel au mințit. Înregistrările sunt clare, le-ați văzut cu toții, puteți să le vedeți. Eu am filmat de pe trotuarul opus, ei au mințit că m-am dus pe terasă, că am deranjat clienții. Deci pur și simplu oamenii ăștia inventează. Și asta mă deranjează pe mine, oameni buni. Oricine, și postacii, și trolii, și PSD-știi, și aurolacii, și peneliștii, cine mai e supărat pe mine? Poate să-mi critice activitatea, poate să folosească ce cuvinte dorește. Nu mă interesează cât sunt de jignitoare. Dar să nu mintă despre mine, oameni buni. Deci nu-i normal să minți. Și de ce nu este normal? Și o să explic în concluziile scrise, pentru că n-am vrut să țin foarte mult instanța, nu mai era nicio altă cauză, bănuiesc că era obosită doamna judecătoare, că a început după amiaza cauza noastră și mă gândesc că au multe cauze. Și atunci n-am vrut să insist foarte mult. O să pun în concluzii scrise. Dar din pricina faptului că eu sunt jurnalist independent, și întreaga mea existență depinde de imaginea publică pe care o am și de activitatea mea, da? Pentru care publicul mă susține sau nu mă susține, pentru mine este foarte important ca atunci când cineva inventează și promovează în spațiu public minciuni la adresa mea, este foarte important ca eu să mă adresez instanței, să arăt că sunt minciuni și să rog instanța să-l oblige să publice faptul că sunt minciuni și să ia niște măsuri reparatorii. Dacă eu nu fac asta, minciunile se adună și la un moment dat, numai prin forța de comunicare a propriului meu canal de YouTube, nu am cum să contracarez un întreg cartel mafia media. N-am cum, oameni buni, da? Eu sunt o voce. Ei sunt 30 de voci, televiziuni, site-uri, redacții, conturi de Facebook și așa mai departe. Înțelegeți, dragi prieteni? Și este firesc să fac asta. Deci pentru mine este o luptă pentru supraviețuire și pentru a păstra adevărul în legătură cu persoana mea. În timp ce pentru ei nu este nimic. Pentru că ei nu trăiesc din activitate jurnalistică, pe ei nu interesează imaginea lor publică, ei ați văzut cum funcționează. Udrea dă șpaga, Udrea plătește din spăci finanțarea redacției, deci ei n-au nicio treabă cu interesul public și cu imaginea publică, da? Ori, aici este marea diferență a prejudiciului, dragi prieteni, pentru că ei mă lovesc pe mine, încearcă să mă asasineze, asasinându-mi imaginea, făcând character assassination. Ei încearcă să pur și simplu să mă asasineze ca om, ca imagine, să mă asasineze profesional și să mă asasineze financiar, să-mi distrugă viața, da? Că dacă eu nu reacționez, dacă eu nu mă lupt, dacă nu stau noaptea să mă judec, să vin cu hotărâri judecătoresc, să arăt oamenilor care se informează, bă, uite, omul a demonstrat în instanță că sunt minciuni, astea se adună și în 5 ani de zile oameni care poate ar vrea să susțină activitatea mea nu mai vin să o susțină, că ei au în spate un background. Înțelegeți? Deci ei ce fac cu mine? Ce vor să facă cu mine? Vor să facă nu numai că ne luăm noi de el. Nu, deci aici este character assassination și vor să, efectiv, să mă asasineze financiar, să-mi distrugă credibilitatea implicit că lumea pentru asta se uită la mine. Nu se uită la mine pentru că am eu niște informații exclusive ce nu au alții. Nu! Lumea se uită la mine și susține activitatea mea pentru că știe că spun ceea ce îmi dictează conștiința, că îmi fac onest profesia și că în acest ocean de știri, de informații, prezint oamenilor ceea ce este relevant și în interesul lor. Pentru asta susțin oamenii activitatea mea. Deci e vorba de imaginea și de credibilitatea mea. Oricând tu vii și repeți la infinit, pe televiziuni, peste tot, minciuni, oameni buni. Minciuni. Să vă uitați la imaginile video cum a fost dialogul meu cu Laurențiu Ionescu, da? Avocatul, fără să-și dea seama că confirmă ceea ce am spus eu în cererea de chemare în judecată, a insistat în fața instanței. Domne, să vedeți, să vă uitați la video, să vedeți cum s-a purtat Mălin Boci. Că l-a făcut pe ăla derbedeu, l-a făcut mafiot, l-a făcut sclavete, a fost rău cu el. Păi da, și el s-a dus la redacție și a zis că eu am plâns, că am cedat psihic. Păi, fie am fost rău și atunci ei au creat un fake news, nu? Fie n-am fost rău și atunci minte avocatul în sala de judecată. Asta este problema, oameni buni, cu minciunile, ca și în cazul Iordan, cu moartea partenerei lui Iordan. Ba că a căzut în baie, ba că a căzut în living, ca și în cazul lui George Simion, ca și în cazul tuturor mincinoșilor. Problema cu minciunile este că la un moment dat te încurci în ele și nu mai poți să le ții evidența și la un moment dat pur și simplu te contrazici în ceea ce spui și în ceea ce faci. Da? Asta este problema lor. Și pe mine acest lucru mă deranjează. Pentru asta am deschis acest proces, dragi prieteni. Instanța n-a acceptat alt probatoriu al meu, nu știu de ce. O să-mi dau seama când vine hotărârea, dacă este ca în cazul Lulea, în care instanța a înțeles de la bun început, mi-a dat dreptate și l-a pus să mă achite 5.000 de euro daune, sau dacă instanța a avut un motiv de oboseală, de că nu am, din comportamentul doamnei judecătoare, n-am motive, nu m-am interesat cine este, ce... Sper să nu fie sora lui George Simion. Ar fi culmea, nu cred. Cred că ar făcut cerere de abținere. Că a mai făcut cerere de abținere, dar atunci viza direct Partidul Aur. Dar o să văd din hotărâre. Am o ușoară temere de ce? Am o ușoară temere că instanța nu va avea timp să se uite asupra întregului probatoriu video, asupra tuturor documentelor, și că se va analiza superficial, cum ar vrea avocatul lui Andronic, care a zis, doamna președinte, e o ceartă între jurnaliști și noi am folosit tonul lui Mălin Boci și atâta tot, hai să nu mai pierdem vreme. Nu, nu este o ceartă între jurnaliști, pentru că eu nu am inventat despre ei, da? N-am dat niciodată fake news, da? Poate că unele dintre opiniile mele la adresa lor sunt dure, da? Sunt poate considerate jignitoare, da? Că i-am spus să lui ia că-i sclavetele lui Andronic, dar am o bază factuală solidă, el lucrează pentru Andronic și a fost chemat de Andronic acolo să execute niște chestii imorale, da? Să urmărești un om, să-l provoci, astea sunt chestii imorale. Deci am o bază factuală solidă. Era același lucru, dacă el n-avea nicio legătură cu Dan Andronic, atunci da, era același lucru. Dar nu este. Uitați-vă că pentru toate lucrurile pe care eu le spun în spațiu public și mulți mă dau în judecată și eu mă stresez când mă dau în judecată, dacă îmi vin hotărârile judecătorești mă bucur că m-au dat în judecată și întotdeauna instanța constată, a avut o bază factuală solidă, da? Deci eu iau niște fapte adevărate, reale și le critic, e adevărat, într-o manieră permisă de CEDO, care spune că dacă ai o bază factuală solidă, dacă ești de bună credință și buna credință rezultă din interesul public al subiectului, da? Eu nu m-am legat niciodată de persoane private care n-au comis fapte penale, care nu comit fapte antisociale, nici cu Andronic n-aveam o treabă dacă el se retrăgea din activitatea publică și își vedea de dosare, da? Că sunt mulți inculpați, foști directori de ziare, foști politicieni și nu am avut treabă cu ei, da? Deci eu am o treabă cu interesul public, da? Cu cineva care insistă să manipuleze publicul, să aibă o activitate politică. Deci trebuie să existe o bază factuală, trebuie să existe un interes public și pentru ca să se accepte limitele extinse, trebuie ca persoana să aibă calitate de jurnalist, oameni buni, să fie de profesie jurnalist. Ori de profesie înseamnă să ai studii și să-ți câștigi existența din asta sau, chiar dacă nu ai studii, să fii angajat și să ai funcția de bază, cum era pe vremea comunismului. Și principalele tale venituri să vină de aici. Ori dacă tu nu ești angajat și de aici îți vin ocazional din drepturi de autor venituri, păi eu zic că nu poți să te prevalezi de chestia asta. Când redacția nu e o redacție normală, ci e o chestie luată prin șpagă de o infractoare care, să vedeți hotărârea, dădea dispoziții cu privire la materiale, ce să se publice, cum se publice. Păi asta nu este jurnalism, oameni buni, aia nu e o redacție, e o societate comercială care face niște comunicări publice pe rețele sociale și pe internet pentru o infractoare aflată la pușcărie pentru acte de corupție. Asta sunt ei. O să vedem dacă doamna judecătoră acceptă argumentele mele, teoria mea, ceea ce am spus eu și ce decizie va lua. Vom vedea când va veni decizia și apoi vom vedea când va veni motivarea și ce